Bună ziua, drăguții mei și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată, fantastică, exact ca de fiecare dată, dragii mei, în care vreau să vedem ce trebuie să știi despre persoana asta, ce lucruri ți-ascunde, ce lucruri se întâmplă astăzi în viața lui, care sunt următorii pași. Ca de obicei am să spun, dragii mei, este o italare generală, luați doar ceea ce rezonează, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți, cu siguranță veți găsi un mesaj, un gând bun care să vă ajute în deciziile dumneavoastră viitoare. Vom începe cu oracolul, astăzi am invitat unicornii, după care vom trece la tarotul Rider-White Ride, pentru a vedea care este situația cu persoana de interes. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți lângă mine, mulțumesc frumos pentru părerile dumneavoastră, dragii mei, pe care mi le lăsați în fiecare zi, pentru aprecieri, pentru gândurile bune, pentru complimente, pentru tot ceea ce faceți pentru mine. Mulțumesc frumos și vă datorez absolut tot ceea ce sunt și acest canal, evident, funcționează datorită loialității și dragostei pe care mi-o arătați aici. Mulțumesc frumos! Dragii mei, vom face astăzi această etalare. O secundă, să știți că mi-au sărit două cărți și chiar am să le las. O secundă, iubiții mei. Așa cum am spus, nu n-au sărit două, au sărit trei. Este incredibil, dragii mei, dar cum au sărit, am să le las pe masă pentru că aceste energii trebuiau să iasă. Nu în ultimul rând am să spun cei care doresc etaleri personale au aici numărul pe măsuță, la fel aveți e în descriere și telefonul pentru cei drăguților care au nevoie de etaleri pentru situația strict personală. Mulțumesc cu acea, pe această cale și tuturor celor care au operat deja la etalări private. Mă bucur că v-am adus o soluție, o rază de lumină. Mulțumesc frumos pentru aprecieri, dragii mei, încă o dată și continuăm cu etalarea. Cele trei cărți care au sărit că au vrut ele. Haideți să vedem, drăguții mei, că nimic nu este întâmplător. Avem aici prima oară claritatea. Este clar că în perioada următoare veți afla sau veți descoperi sau veți simți acea claritate, dragii mei, care poate niciodată înainte nu ați simțit-o în viața dumneavoastră. Vi se aprind toate beculețele, cum se spune, vi se activează toate butoanele. Este vorba de o energie mentală foarte faină, foarte frumoasă. Ceva vă va deschide drumul. Pentru că eu am aici senzația că poate sta destul de mult timp într-un întuneric în care n-ați știut încotro să o luați, ce trebuie să faceți mai departe și cu cine, iar acum veți avea clarificare divină în toate aceste situații. Este clar că vor veni soluții pentru dumneavoastră și veți ști exact încotro să vă îndreptați. Poate că până acum n-ați avut clar unde trebuia să mergeți, ce trebuia să faceți și cu cine, dar văd că în perioada următoare această energie a clarității, dragii mei, vă deschide ușile tuturor posibilităților, da? Al, evident, al succesului și a rezolvării a multe situații din viața dumneavoastră. Mergem la a doua energie, am aici energia misterului, dragii mei. Este vorba de cineva care probabil întotdeauna a fost destul de misterios sau sunt niște secrete de care dumneavoastră veți afla în perioada următoare. O persoană care poate n-a spus niciodată ce simte și până la urmă veți descoperi că are o mare căldură sufletească. Poate că n-a știut să spună într-o formă, să spunem față în față ceea ce își dorea, ceea ce gândea, dar simt aici că este o energie foarte frumoasă pentru că în final este acea energie care va scoate la lumină acele sentimente care au ținute în secret. Poate cineva a îndrăgostit în secret de dumneavoastră sau dumneavoastră de altcineva, cineva aici se va confesa și vă jur că este vorba de sentimente extrem de faine. Da? Deci această, acest mister, aceste lucruri care trebuie să le aflați, sunt ceva foarte pozitiv pentru că vă vor merge direct la inimă. Este ceva ce poate nu v-ați așteptat la această confesiune de la această persoană care în final va spune ce simte, cât de mult te iubește, cât de mult îi lipsești sau lucrurile care poate că până acum au costat-o pe această persoană să-și recunoască ceea ce avea în suflet. Drăguții mei, drăguți, foarte, foarte frumoasă energia. Mergem mai departe, scumpii mei, și avem aici energia unui final. Nu este un final trist, din potrivă, este un final care trebuia să aibă loc pentru ca dumneavoastră să renoi și să renovați totul în viața personală. Simt aici că este ceva ce ați lăsat la un moment dat să plece sau să se ducă singur mai departe, pentru că era ceva care nu vă, va mai, nu vă mai folosea, iubiții mei. E ca acel sentiment când ai o haină veche tot o coș, tot o coș, îi pui petice, îi pui petice, dar până la urmă, unde mama măsii să se mai reziste, că la un dat se rupe. Da? Deci era ideea aceea de a renova totul din rădăcini. Poate că este momentul și în casa noastră sau în viața noastră, poate chiar în garderoba personală, să vă faceți un pic de curat, să eliminați lucrurile foarte, foarte vechi. Nu spun lucrurile care să amintiri de la bunici, de la părinți, dar acele lucruri, dragii mei, care deja nu mai sunt de folos. Pentru că odată ce eliminăm aceste energii, credeți-mă că facem loc unor energii foarte frumoase și noi. Simt aici pentru foarte mulți, deci că se termină o etapă, intervine divinitatea, ca de fiecare dată, dragii mei, care îți arată că pentru tine se deschide un nou drum, o nouă cale, este o scară pe care trebuie să o urci și probabil este foarte multă fericire, deoarece renunți la niște uh, vechi obiceiuri, la niște lucruri care nu-ți mai serveau absolut deloc. Dacă e vorba de relațiile închizi, le lași în spate, te muți într-un alt proiect, pur și simplu pui punct acolo unde nimic nu-ți mai servește. Foarte frumoase energiile. Ați văzut că au sărit singure. Eu nu știu cum le-am amestecat, că au sărit toate trei. Și cum au sărit, așa le-am pus și eu pentru dumneavoastră pe măsuță. Drăguții mei, haideți să vedem ce trebuie să știi, ce gândește, ce ascunde, ce simte omul ăsta care vor fi următorii pași. Astăzi vorbim despre lucruri care probabil această persoană nu se gândește că dumneavoastră aveți cum sau prin cine să le aflați, da? Pentru că ați văzut că de multe ori uh, oamenii se ascund, nu vor să spună ce simt, uh, le este frică într-o formă sau alta să recunoaște recunoască uh, ceea ce, de fapt, trebu ar trebui să arate, dragii mei și ar trebui să deschidă gura atunci când este cazul. Haideți să vedem ce ne spune astăzi cărticelele. Dragii mei, ca semne avem uh, avem gemeni, avem leu, avem taur, avem balanță, avem iarăși balanță, avem taur, avem aici un berbecuț, avem săgetător, avem rac, avem leu din nou, avem un vărsător, avem balanță, avem capricorn, avem iarăși, dragii mei, balanță, un taur, avem pești și capricorn. Bun, stați să le mișcăm. Dragii mei, am, iertați-mă, am scos cu o carte mai mult, așa că am să-mi permis să o pun la locul ei. Stați o secundă, că le-am făcut astăzi, le-am amestecat praf. Bun, trebuie să avem 18 pe 18, sunt gata, e perfect, vă cer mii de scuze, cred că una a ieșit că am tras-o eu din pachet din greșeală, dar îmi respect schema pentru că eu pe această schemă mă simt cel mai bine să etalez energiile drăguților și așa văd eu povestea de bine. Bun, iubiții mei, acestea fiind spuse, cam am zis și zodiile ca să nu mai zică nimeni că le uităm, deși știu că nu toată lumea e interesată. Drăguților, haideți să vedem ce se întâmplă cu această persoană. Ce trebuie să știi ce se întâmplă mai departe cu acest om care sunt deciziile, care sunt lucrurile care ți le ascunde și așa mai departe. Dragii mei, dragi, văd aici pe cineva îndrăgostit lulea, cineva care nu s-a mai gândit vreodată că se va mai îndrăgosti, cineva care nu s-a mai așteptat ca în viața asta să iubească ca la 15 ani, da? Deci am acea iubire frumoasă, incredibilă, acel lucru în care tot ce zboară se mănâncă, vai ce frumos ne simțim, ce bine suntem unul cu altul, dar văd aici după aceea o mare dezamăgire, Deoarece simt că această persoană, dragii mei, la care vă gândiți, a făcut niște alegeri greșite. o după o situație mai bună, o rădărui totul cuiva care nu merita și care nu sunteți dumneavoastră, mulți aici vorbim de trio pentru că, dragii mei, n-ați fost singurei în această ecuație sau dacă nu e vorba de o persoană în plan sentimental, este vorba de faptul că această persoană a ales a treia energie, că banii, că mama, că soacra, că a plecat, că nu mai vrea, evident că este o a treia energie care a intervenit sau poate chiar nebunia din capul lui sau a ei și lucrurile s-au rupt Sau rupt sau terminat. Văd aici că a fost vorba poate pentru mulți de materialism, de lucruri uh, sau de chestii care nu erau prea ortodoxe. Parcă cineva aici și a vândut sufletul diavolului, să știți, pentru niște interese personale. Vorbim de persoane căsătorite sau persoane cu care dumneavoastră erați și nu erau doar ei în această uh, conexiune. Poate că tot ce a venit acum peste dumneavoastră, această, să spunem, situație extremă sau această experiență dureroasă, draguții mei, n-a făcut decât să vă ajute să fiți mai buni, să vă dați seama unde vă situați în viața asta și să vă treziți la cruda realitate. Pentru că, pentru foarte mulți aici, probabil dumneavoastră, nu ați comunicat așa cum trebuia, ați lăsat de la sine multe lucruri să treacă și ați suferit de dragul acestei persoane, făcându-i pe plac, indiferent cum a fost, dar ați pe un pedestal și nu era niciun fel de zeitate. Mai Vedeași că e foarte multă distanță, cineva aici s-a răcit, poate nu mai vorbiți, nu mai comunicați ca înainte, ori altă persoană, poate nu dumneavoastră e cel de care... Vorbim în momentul ăsta, se simte singur în doi sau e cineva care acolo unde e, nu știe pe unde să scoată cămașa, pentru că are probleme majore. Unde e cu cine e, de egal, eu văd că nu doarme noaptea, este într-o energie drăguților, depresivă și destul de proastă, posibil să aibă și dureri de, de cap sau, nu știu, migrene, să te viseze noaptea, regrete majore, simte aici pe cineva care real se chinuie la distanță de tine. Pentru că vede sau simte că tu te-ai vindecat, că chiar dacă ai fost supărat de moarte, pentru tine în momentul ăsta s-a terminat suferința, da? Văd aici cum mulți dintre dumneavoastră v-ați îndepărtat la momentul potrivit și v-ați răcit de această persoană pentru că ați înțeles că era o bună ocazie să reparați ceva interior în dumneavoastră și să nu mai acceptați să fiți cum se spune, al doilea la rând sau a patra roată la căruță sau cum vreți dumneavoastră să vă considerați. Eu cred că se ajunsese văd aici pentru mulți dragii mei, la ceva insuportabil. Nu știu, parcă toată lumea își băgase coada, erau și bârfe și, bârfe, și vorbe care v-au făcut rău sau această persoană nu te-a lăsat să faci ceea ce îți doreai și într-o formă sau alta parcă ai fost într-o colivie, într-o pușcărie emoțională din care nu știai cum să mai ieși. E clar că ceva aici s-a întâmplat în detrimentul tău și persoana asta care părea prins la început s-a transformat în zmeu sau din Ileana Cosânzeană în vrăjitoarea cu mătură. Eu simt pentru dumneavoastră că... Persoana asta, să știți, astăzi acolo unde el luptă pentru tot ceea ce are, pentru că s-a transformat într-un om nou, da? Eu cred aici că și tu între timp ai arătat că ești o persoană independentă, o persoană care s-a vindecat, o persoană care se îndreaptă către ceva bun. Ca și cum amândoi acolo unde sunteți în plan separat, să știți că v-ați făcut un mare favor, pentru că ca tu să ajungi din nou să fii fericit, să poți să schimbi lucruri în viața ta, trebuia să înveți să comuni, să spui ce te doare, să nu mai accepti orice să zici atunci când te deranja ceva și să nu mai permiți acele persoane cum ai făcut până acum să facă ce a vrut, da? Pentru că probabil din frica de a nu-l supăra, de a nu-l pierde, ca să intri în voie. Uh te-ai pus pe tine pe ultimul loc sau unde erai tu în asta, pentru că simt pentru foarte mulți aici, dragii mei, că l-ați lăsat doar pe el sau pe ea să comande într-o formă sau alta în relația asta sau de dragul aceste persoane tu ai făcut lucruri care nu le-ai făcut niciodată pentru altcineva, de altfel nici nu le-ai făcut nici pentru perechile tale trecute și nici nu vrei să le mai faci de acum încolo. E bine că ți-ai învățat lecția pentru că eu cred că data viitoare, dragii mei, chiar dacă vă mai conectați cu acest om, veți înțelege cum stau treburile astea într-un cuplu. Vi s-a făcut justiție în final și probabil că în acest moment tu ești bine, iar persoana asta care a plecat de lângă tine este nefericită. Și, dragii mei, mai simt aici că foarte mulți ați fost ca două energii opuse. Da avem aici uh, regele și Regina de bute, dar între ei este un cavaler de săbii, care eu cred că exprimă faptul că vă iubeați foarte tare, dar sunteți două persoane la un capăt și la altul, dar două energii care, așa cum am spus, sunteți anodul cu catodul sau uh, minusul cu plusul, uh, inu și angu, pentru că văd aici Că cineva făcea compromisuri și vrea stabilitate, își exprima iubirea prin lucruri foarte frumoase, în timp ce celălalt iubea lucrurile materiale, palpabile, visa, irascibilitate, nu vrea compromisuri, nu vroia să se lege la cap. Da? Deci, ați fost aici într-un leagăn în care unul vrea ceva, altul vrea altceva și nu era pe aceeași uh, stradă, da? ca să spunem așa metaforic. Uh, mai văd aici că persoana asta la care tu te gândești, pentru că aici mai sunt niște secrete care au ieșit la lumină și te-au cam dat pe spate. Dragii mei, să știți că totuși această persoană te are foarte mult în gândul său, da? pentru că vorbim acum de ce ar trebui să știi. Este o energie total opusăție, Probabil că cineva s-a ancorat prea mult la pământ, iar altul era prea aerian și volatil, dar vă iubiți enorm, așa cum am spus, și vă atrageți încă foarte tare, dragii mei. Multă discrepanță, că e clar, sunt două personaje antagonice, dar tu și cu el sau tu cu el sau cu ea, dar domn pentru domn pentru doamne, dar văd acum că în sfârșit dragii mei se definește ceva, pentru că vine o perioadă în care veți sta să vă gândiți profund și parcă și divinitatea intervine ca dumneavoastră să priviți o imagine de ansamblu, să puteți fi sinceri în această conexiune. Mai pot sau nu mai pot merge înainte cu această persoană, da, pentru că văd aici că deși poate nu puteți unul cu altul, nu puteți nici unul fără altul, dar aproape ajunseți probabil în aceeași conjunctură sau dacă stăteați în același serviciu, în aceeași casă, ori să vă urâți, ori să vă omorâți sau Dumnezeu știe ce. Văd aici că foarte curând ceea ce va trebui să aflică, despre asta vorbim, este alegerea acestei persoane. Cineva a făcut o alegere, cineva e cu ochii pe tine, parcă vrea să știe unde ești, cu cine umbli, ce mai faci, care mai ți -e viața și văd că această persoană, dragii mei, deși te spionează foarte tare, parcă a trecut printr-un iad de curând sau stă într-o introspecție, o analiză, se descoperă, pentru că văd aici că într-adevăr îi vine mintea la cap și ajunge la acea înțelepciune în care înțelege Că nu te-ai întâlnit degeaba cu el sau cu ea, că pentru voi au existat semne vizibile că ceva nu mergea bine în viața acestui om. Este un personal, să spunem, sau o persoană care i-a plăcut să știți să dețină cumva controlul sau să facă lucrurile în maniera da? deși aici poate a părut matur, serios la început și impunător, să știți că pe această persoană atunci nu te puteai sprijini. Da? Este ceva ce se va finaliza în viața sa, departe de tine, ceva ce probabil va fi de fapt marea ta șansă la fericire cu această persoană. Pentru că văd aici că toată durerea, toată suferința pe care tu ai avut-o, că ai avut destul aici și îndesat, da? chiar și rând fizice, tot ce au existat, dragii mei, între dumneavoastră, amândoi se vor limpezi. Totul se schimbă pentru că am senzația aici că va urma un prezent în care parcă persoana asta ori intră pe linia de plutire, ori se schimbă clar linia amândurora de destin, da? Pentru că vorbim aici de cineva care te va surprinde, pentru că va face în perioada următoare niște pași, niște lucruri minunate. Poate că e decizia vieții sale în joc, nu spun vorbe mari, eu văd aici că este o persoană care poate neașteptat, nu știu ce și dorește, nu știa ce să mai spere și probabil că până acum nu i se întâmplase nici ei, nici lui niciodată să se îndrăgostească așa cum a simțit de tine, da? Mai văd aici că deși a fost instabil, nehotărât sau poate a avut mai multe măști această persoană, în final toate acestea cad. Eu cred că deși a preferat confortul și banii sau iubirea unei persoane care poate de moment l-a făcut să se simtă atras, atras și a dat seama că adevăratele lucruri importante iubiții mei, sunt lângă tine. Sunt lângă tine pentru că tu îi dădeai dragoste, armonie și liniște, lucruri care nu sunt atât de ușor de găsit. Văd aici că poate din ambiții personale am avut de-a face de altfel, dragii mei, cu acest rege de bâte, Poate că omul ăsta a vrut să-ți arate că el știe ce face, că el ia decizii, că nu depinde de nimeni, că el este independent, că pur și simplu face și drege fără să ia în considerare ceea ce doreai tu. Așa cum am spus, îi cad măștile acestei persoane, va fi surpriza vieții pentru tine să vezi că decizia acestei persoane se întoarce cumva către dumneavoastră ori se termină ceva în viața sa foarte curând, ori lasă pe cineva în urmă și vine din nou în calea ta, pentru că eu văd aici că, deși ai încercat să-l uiți, ai încercat să-l lași în urmă, să nu te mai gândești, nici tu nu te poți desprinde atât de ușor. De altfel, am început etalarea cu sufletele pereche, cu alegerile acestei persoane, care oricât de mult a încercat să scape, da, nu va putea să dispară din viața ta definitiv și nici tu din viața sa, pentru că încă aici mai este un capitol descris, drăguții mei, între amândoi. Probabil că n-ai mai avut răbdare, uh, au ieșit foarte multe scântei între dumneavoastră în trecut, uh, tu n-ai mai vrut să stai pe loc, v-ați întrebat de altfel de multe ori dacă mai merită sau nu să luptați pentru această relație, dar, iubiții mei, e clar că e singura persoană, cred eu, nu știu acum, iertați-mă dacă o să spun vorbe mari, care vă umplu sufletul la propriu. Probabil că uh, această persoană n-a întotdeauna să manevreze aceste lucruri cu tine, n să facă lucrurile bine, venea din relații mai șcape decât a avut cu tine sau lucruri care i s-au făcut în trecut și l-au marcat și atunci și el devenise o statuie sau uh, un munte de uh, egoism, da? Poate că nu era neapărat vina sa directă ci inter... inter, inter, inter cum să zic, interacțiunea, ca să nu spun intercalarea, inter interacțiunea, dragii mei, cu alte persoane care l-au schimbat în rău. Deci, asta simt în trecutul acestui om. Nu era atât de rău pe cât atitudinea altora îl făcuseră să devină așa fioros și că nimeni nu putea să facă mai mult decât ce își dorea el în viața asta. Se pare că renunță la ambiții, renunță la toate lucrurile acestea care credea că dacă le va face cu viteza fulgerului, vor da rezultate. A crezut că este mai fericit fără tine la distanță sau lângă persoana cu care a ales să fie, și în final și-a dat seama că a fost un fiasco, că acolo nu are cum să fie bine. Ce mai văd este că clar această persoană se va întoarce către tine cu o declarație foarte frumoasă, cu, să spunem, cu inima în mână pentru a-ți arăta că de fapt îi pasă de dumneavoastră, că de fapt n-a fost doar un joc de copii, n-a fost o aventură, n-a fost o minciună, ceea ce simțea când v-a cunoscut. Drăguții mei, foarte frumoasă etalarea, multe lucruri triste, dar multe lucruri bune care dumneavoastră trebuia să aflați despre ele. Haideți să vedem ce litere avem astăzi, dragii mei și mai scoatem una și gata, că sunt destul de multe, ca să nu mai scoatem prea multe să nu se mai repete. Dragii mei, avem litera M, avem litera A, avem litera Z, avem litera S, avem litera J, avem litera T, avem litera F, litera O, litera I, litera H, litera E, avem litera V, avem litera C, litera G, litera N. F, se repet, am să-l pun aici, mai avem un R, dragii mei, mai avem un B și un W. Eu cred că au ieșit destul de multe, sper să fie în concordanță cu inițialele acelea care v-ați gândit, dacă nu data viitoare vom extrage din nou altele, drăguții mei, ca de fiecare dată. Eu sper să vă fi plăcut etalarea. Am văzut ceea ce trebuia să știți despre această persoană, ce ascundea sau lucrurile, ca să zicem așa, mai secrete din planurile sale de viitor. Dacă doriți etalări, vă aștept cu drag la numărul de aici de pe măsuță, oricând aveți nevoie pentru ceva în privat, pentru dumneavoastră specific în relația în care sunteți. Vă rog să-mi lăsați comentarii, ca de obicei, sugestii, tot ce doriți dumneavoastră. Eu vă iubesc și vă mulțumesc frumos pentru tot. Dacă vreți să vă abonați, îmi faceți un favor, este gratuit, apăsați pe clopoțel să primiți în timp util când publicăm un video și ne revedem cu drag data viitoare. Vă pup, pa pa.